Sunt controverse în Italia după ce accesul la softul de inteligență artificială ChatGPT a fost oprit. Premierul a criticat extrem de dur decizia, spunând că blocarea din cauza preocupărilor legate de confidențialitate sunt duse la extrem. Colega mea Nati Badea, corespondent Antena 3 CNN în Italia, ne explică pe larg ce s-a întâmplat. Te ascultăm, Nati. Bun găsit! Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor! Vicepremierul italian Matteo Salvini a criticat extrem de dur autoritatea guvernamentală pentru protecția datelor pentru decizia acesteia de a interzice accesul la softul de inteligență artificială ChatGPT. Salvini a definit această decizie ca fiind una ipocrită și exagerată și că Italia nu poate fi prima țară și singura țară din Occident care interzice accesul la un asemenea soft de inteligență artificială. Autoritatea guvernamentală pentru protecția datelor a interzis ChatGPT pe motiv că se încălca legea privacy-ului și pentru că nu s-a verificat dacă utilizatorii aveau vârsta de cel puțin 13 ani. Salvini a subliniat că dacă nu este vorba despre activități criminale sau riscuri pentru siguranța națională, astfel de decizii nu se justifică și a exprimat faptul că este împotriva oricărei cenzuri și pentru libera exprimare. Nu în ultimul rând, Salvini a mai exprimat dorința și speranța că foarte curând se va rezolva această situație, se va găsi o soluție și se va reda accesul la acest soft de inteligență artificială ChatGPT. Nati